Bun, ați spus că preponderent diagnosticate cu aceste afecțiuni sunt mai mult Pe femeile. tulburare afectivă bipolară tip 2. De tip 2, pe cea de tip 1 Unul în e oarecum egal. egalitate, să Da, cam spunem. 4% populația generală a globului, de exemplu în SUA, 4,4% sunt diagnosticați cu tulburare afectivă bipolară, cam aceleași procente merg pe fiecare teritoriu în parte. De ce, doamna doctor, mai mult femeile? Vorbim de tulburare afectivă bipolară tip 2, Da. parte dispozițională, sistem hormonal, tot ce înseamnă griji exagerate, anxietate mai crescută, Sunt mai mult stresate mai mult femeile? sunt mai stresate pentru că au și un program mai aglomerat. Să luăm o zi obișnuită. Familie, copii, job, casă, timp liber, petreceri, relaționare, socializare. Toate trebuie să fie într-un echilibru. La un moment dat, dacă nu te odihnești, se pune mult accentul pe odihnă și pe tot ce înseamnă somn, nu mai faci față. În momentul în care nu mai faci față, despici firul un 4, un 7, 9, apare anxietatea, îți faci tot felul de gânduri automate negative care vin în mintea fiecărui individ și care pot la un moment dat să fie din țânțar armăsar, da? Exact. Ciclu să crească, pleacă de la un punct, sfera are după aia o anumită circumferință și dacă nu este întrerupt sau individul nu-și dă seama că ar trebui să meargă să ceară ajutor, cei din familie nu reușesc să convingă individul care are nevoie de ajutor, se ajunge în regim de urgență la spital. Pentru că și în tulburarea afectivă bipolară există parte de urgență, deci parte de spitalizare și de compensare a episodului acut și parte de ambulatoriu și tot ce înseamnă menținere. De ce? Pentru că între episoadele de acutizare, pacientul cu tulburarea afectivă bipolară pare un om normal. Și este un om normal Voiam care să și-a adresez și medicația, întrebarea asta, da? care are un anumit program, are un job, are copii, are familie. Și Deci, o persoană poate ascunde această afecțiune cei din sub jurul un tablou, sub o mască, perfect normală. sub Așa e? medicație și sub compensare, cei din jur, asta încercăm să le și explicăm pacienților după ce se liniștește episodul acut, cei din jur nu-și vor da seama că ei suferă de o tulburare psihiatrică. E ca și cum dacă nu faci insulină la serviciu sau în familie, nu te știe nimeni că ai diabet, insulină o necesitant. Exact. Dacă tu îți menții un stil de viață sănătos, ai o susținere familială, baza familială este o bază pe care noi o cerem și ne rugăm să o avem ca și echipă medicală. Avem prieteni, avem oameni cu care putem discuta. De multe ori, pacientul care intră în depresie severă nu dorește a discuta nici cu noi. De aceea, controlul, ce înseamnă controlul simptomatologiei după episodul acut, trebuie efectuat în mod constant de către medic, alternând cu psihoterapeut. Cum procedez eu este la 14 zile sau alternând o săptămână psihoterapeutul, o săptămână medicul, o săptămână psihoterapeutul, cel puțin până suntem siguri că pacientul este compliant la tratament. Pentru că în primul an de diagnosticare a unui episod, cel puțin 40% întrerup medicația și apare recurența. În primii 4 ani, chiar și sub medicație, poate apărea un episod de boală, pentru că așa este evoluția naturală. Dar nu comparăm episodul acut, depresiv sau maniacal, cu sau fără simptome psihotice, fără medicație, cu un episod care poate apare, dar pe o bază chimică de hrănirea neurotransmițătorilor sau de inhibarea lor. Bun. Durata de compensare, chiar și prin spitalizare,
poate fi mai lungă. Mai lungă ce înseamnă? 3 săptămâni, 4, 5, 6, până la 2 luni. Depinde foarte mult de care este încărcătura chimică din punct de vedere al medicației a pacientului, dacă este prim episod sau dacă nu este prim episod, câte antipsihotice, antidepresive sau ortotimizante a avut anterior în tratament pentru a putea evalua doza și, sau evaluarea schimbării medicației. Și atunci rezultatul, cu cât înaintăm în decompensări pe necomplianță medicamentoasă, va fi arătat mai târziu. Și cel mai bine ar fi ca pacienții să ajungă la o doză minimă eficace de control al simptomatologiei ca să-și poată continua viața așa cum și-o doresc. Bun. Înțelegem cumva că în momentul în care ești diagnosticat cu această afecțiune, tratamentul medicamentos este a la lung? Este pentru tot restul vieții? Sau la un moment dat este a la lung. Medicul hotărăște și spune gata, te-ai tratat? Dacă pacientul este compliant la tratament, la dozele inițiale care se recomandă în menținerea simptomatologiei, pentru că comparăm o fază acută a unui episod cu o fază de cronicizare sau de stabilizare. Acea fază de stabilizare este stabilizată tot pe o doză medicamentoasă. Cu cât pacientul este mai cooperant la medicație, cu atât dozele devin foarte mici. Iar medicația devine ca și număr de medicamente, numărul de medicamente este mai redus. Și atunci, chiar dacă pare descurajator, de asta și fac comparația cu bolile celelalte cronice, pentru că diabetul insulino-necesitant face insulină toată viața. Sau ții regim toată viața sau iei medicație toată viața. Pentru hipertensiune este grad 1, grad 2, grad 3, grad 4 la fel, iei toată viața, așa și pentru tulburări afective bipolare și alte tulburări cronice psihice. Dar una este să ai spitalizări reduse pentru că ești compliant la tratament și poți să-ți faci un plan pe termen scurt, lung și mediu în ceea ce îți privește viața. Și alta este să ai spitalizări din 4 în 4 luni sau chiar din 3 în 3 luni sau chiar din lună în lună, pentru că acești pacienți tind să fie marginalizați la un moment dat, să fie excluși din societate și să meargă spre secțiile de cronici sau în locații protejate doar cu pacienți care au acele tulburări sau tulburări psihice cronice. Scopul nostru ca și specialiști în sănătate mentală este de a integra pacientul în societate și a-i prelungi cât mai mult socializarea cu cei din jur, nu al scoate și al pune într-o zonă pseudoprotejată. Pseudoprotejată pentru cine? Pentru el sau pentru cei din jur? Doamna doctor, este o vorbă, da? Mai degrabă să-ți fie frică de, între ghilimele, de nebunul în libertate decât cel care merge și ia tratamentul. Aici nu vorbim despre așa ceva. Sunt niște afecțiuni cronice, dar aici voiam să ajung. Cu toții trecem zi de zi prin anumite stări, și de nervozitate, și de veselie. Că poate dimineața ne-am trezit nervoși că n-a sunat ceasul și am întârziat la serviciu, da? Sau n-am găsit loc în parcare și avem un puseu de supărare, de nervozitate. Ulterior ne luăm micul dejun, ne mai înveselim, bem cafeaua, ne întâlnim cu colegii, mai spunem o glumă și se modifică totul, zâmbim, râdem. Ne putem numi bipolar? Nu suntem bipolar. Ca să ajungem la un diagnostic al unui episod din cazul tulburării afective bipolare, trebuie să avem o anumită durată a unei simptomatologii din cadrul episodului. Așa. Timp de 2 săptămâni, minim 5 simptome care sunt prezente în fiecare zi. Haideți să ne specificăm depresiv, așa, concret. Adică să depresiv. Bun. Să ai dispoziție depresivă în fiecare zi, timp de minim 2 săptămâni.
o dispoziție proastă, tristă, nu-ți găsești locul, stimă de sine scăzută, insomnie sau hipersomnie, adică dormi mai puțin sau dormi mai mult decât ai fi dormit anterior, te trezești la ore la care nu te-ai trezit anterior, la 4 dimineața, sau adormeai anterior la ora 21 și adormi ulterior la ora 23-30. Tulburări de alimentație, lipsa poftei de mâncare, lipsa interesului și a plăcerii pentru activitățile anterior plăcute, autoizolare, sentimente proaste din punct de vedere al stării de valorizare a ta, nu te mai îngrijești, astea toate vin în episodul depresiv.